spuneți, cum vi se pare gestul polițistului de a-i confisca lemnele omului și pe urmă de a-i da bani? Un gest de onoare. Deci noi, eram mai multe persoane în bar când a venit și a spus că este o sesizare făcută la noi, la instalația de debitare a lemnului și dacă îi permit să intre, să verifice. Era cu domnul inginer Marin Bogdan de la Garda Forestieră. M-am dus, le-am arătat lemnul care noi îl avem, dar problema era că domnul Giurgiu Măruț vorbise cu soțul meu dacă îi poate cumpăra un metru cub de lemn, că e grav copilul bolnav în spital și nu are bani să ajungă la Huiedin să-și vadă copilul. Era căruța acolo, era lemnul acolo, deci chiar nu se putea, cu orice suflet ar fi avut șeful de post, nu se putea să închidă ochii. Admir gestul dânsului, îl felicit, felicit poliția română pentru că într-adevăr acum dă dovadă că poliția este în slujba cetățeanului, dar domnul șef a rezolvat două probleme paralele și a făcut serviciu, a aplicat legea așa cum trebuia să o aplice, a confiscat materialul lemnos, chiar dacă era 0,8 metri cubi, nu era o valoare, era sub 200 de lei valoarea materialului, dar ce ne-a mirat pe toți locuitorii care eram în bar la ora actuală, gestul dânsului în momentul când i-a înmânat lui Giurgiu Măruț procesul verbal de confiscare și a scos pormoneul din buzunar și i-a dat 100 de lei. I-a spus, te rog, asta pentru copil, să ajungi la copilul tău la Huiedin. Felicitări! Acum înțelegem toți locuitorii de ce domnul șef a adus de 3 ani de zile consecutiv numele comunei Beliș pe locul 1 în județ ca și activitate. Ce nu înțeleg este faptul că Garda Forestieră nu înțelege răutatea cetățeanului care tot face sesizări, pentru că eu aceste probleme le-am spus și domnului comandant de poliție Ilia Constantin, mi-a spus că nu ne poate ajuta în rezolvarea conflictului, pentru că este un conflict social care ar trebui să-l rezolve primarul și prefectura. Ne ține pe scurt cât de greu trăiesc oamenii aici și care e problema cu lemnele, pe scurt? Problema este foarte gravă cu lemnul. Oamenii nu mai au lemn de foc. Deci nu mai au lemn de foc. De 2 ani de zile... Sunteți în pădure? În pădure nu poți să intri. Pentru că pădurarii sunt obligați să păzească pădurea. Chiar dacă lemnul este jos, în pădure nu poți să ajungi la el. Nu ai cum. Acum cu frigul ăsta, uitați-vă, e luna martie, ce frig este aici la noi, ce zăpadă avem noi aici. La oameni li s-a terminat lemnul de foc. Ba mai mult, de 2 ani de zile nu ne-am primit lemnul de lucru. E foarte greu. Foarte, foarte greu. Nu cred că este localitate în județul Cluj să trăiască în așa o greutate. Uitați-vă acum ce frig este la noi în sfârșit de martie. Angela Mihuț. Vă rog să ne spuneți ce s-a întâmplat. S-a întâmplat, am venit cu o căruță de buștene, am făcut de acolo din gard. Mi-a fost mie bolnav cu pruncul la spital. Cum aia doua oră și m-a prins domn șef aici, discăcând și eu confiscat. Am făcut proces verbal și a spus și mi-au dat 1 milion ca să poți merge la prunc. Dar de unde ați adus lemnele? Cum le-ați? Din proprietate, din gard. Și nu aveați voie? Sau? Nu aveam voie, că n-am acte pe ele, dar m-a avut marcat în gard. Și ce v-a spus șeful de post când v-a oprit? Păi nu v-a spus nimic, el m-a făcut aici, le-a confiscat lemnul. Păi dacă a fost în control, ce ați vrut să faceți cu lemnele? Păi să le vând aici la domn patron ca să fac o zi bani să mă duc la plung, la spital, la Huiedin. Cât valorează lemnele confiscate? Păi, nu știu, sub 2 milioane, sub 20 de lei, 200 de lei. Disperarea, lipsa de bani, ce v-a împins să le luați fără acte și să le vindeți pe urmă? Păi, dacă nu avem bani la primărie, nu ne dau lemne, de unde să facem rozi bani? Urma alocație copilul, nu s-a angajat, ajutor social n-am. Copilul pentru ce e în spital? E rășit. Rășit acasă? Da. De ce?
Îi răpesc acum copiii, primăvara, așa, săracesc. Și eu mai fost înainte internat și plecam să tot acum să cazi, dar nu știu din ce cauză. Spuneți-mi, explicați-mi un pic scena cu polițistul. V-a făcut procesul verbal, explicați-mi de la început până la final când v-a dat bani. La sfârșit m-a rugat de aia, i-a spus că pentru ce cauză am ia lemnile din gard și la sfârșit mi-au dat suma de tăcere, atât. 100 de lei. Cum ați primit gestul polițistului? I-am mulțumit frumos și i-a spus că mă duc azi la prânc. Dar ce faceți? N-am ce. Ce să-i cumpărați micuțului din bani? Ce are nevoie acolo la spital. Ok, mulțumim. Numele și prenumele? George Măruț. George Măruț. E singurul copil să mai aveți? Mai am. Câți? Am. Da. Și era un căruț ăsta? Da, era să pace jos aici. În minut. Aflat de pățania domnului de ieri. N-am aflat. L-a prins polițistul cu lemne, voia să vândă lemnele să poată merge la copii la spital. Polițistul a trebuit să aplice legea, dar după aceea i-a dat dânsul din banii lui să meargă la spital. Nu, au făcut un gest frumos. Cu lemnele nu, dar cu banii da. Cum e polițistul aici în comună? Cum îl... Eu nu am avut treabă cu ei, ca să vă spun sincer. Aș face treaba aici. Dacă nu și-ar face, n-ar fi. E drept? Drept. Nu-l ține nimeni dacă nu-și face treaba. Nici o nevastă acasă nu te ține dacă nu ești venit de. Dar gestul acesta de a fi om înainte de polițist, că i-a dat bani? E bun gest, e fain gest. Dacă i-a dat, l-a ajutat pe bietul om că n-are. Copilul în spital, bani, nu știu ce ajutor are, dacă are, că nu prea. Mulțumim tare, mulțumim. De data asta am dat și ore. În 19 martie, polițiști din cadrul postului de poliție comunal Beliș au solicitat Gărzii Forestiere Cluj sprijinul pentru a desfășura mai multe controle pentru prevenirea și combaterea delictelor civice pe raza comunei Beliș. Cu această ocazie a fost depistat un bărbat în vârstă de 37 de ani în localitatea Poiana Horea, care transporta materiale noi fără a deține documente legale de proveniență. Bărbatul a fost sancționat contravențional și cu sprijinul personalului Silvic s-a confiscat volumul de 0,82 metri cu materiale noi de esență rășinoasă. Bărbatul fiind sancționat cu sancționat contravențional la avertizmentului scris. V-a zis bărbatul pentru ce a luat lemnele? Da, bărbatul și-a motivat fapta, afirmând că lemnul provine de pe pășunea sa împădurită și că l-a tăiat deoarece avea nevoie de bani pentru a-și vizita copilul în vârstă de 2 ani internat într-un spital. Am înțeles că l-ați ajutat dumneavoastră cum? La final, personal, i-am îmânat din banii mei proprii 100 de lei ca să-și poată vizita copilul în spital. Ce v-a determinat să faceți asta? Ce să răspund la o asemenea întrebare? Am simțit o oarecare compasiune față de om. Și mi s-a părut un gest normal să-l pot ajuta cu atâta în condițiile în care poate nu mai avea ocazia să-și viziteze copilul. Mario Sărat. A fost tata azi în vizită la copil? Da, da, a fost în vizită, totul e ok, copilul e mai sănătos. Organul, spitalul se ocupă foarte bine de el, nu avem probleme. Și să sperăm că să se facă bine și să mergem cât mai repede acasă. Dar v-a spus soțul dumneavoastră cum a reușit să facă rost de bani să ajungă la copil? Ce s-a întâmplat ieri? Da, mi-a spus că a dus un ștraf de lemne, l-a prins șeful de post, a avut 800 de țanti și a făcut proces verbal și... După aceea i-au spus că e copilul bolnav în spital și i-au dat 1 milion ca să vină la mine. Cum vedeți acest gest al polițistului? Nu știu cum să mă exprim, am și emoții, nu știu, nu trebuia să facă chestia asta. Gestul de a oferi bani? Gestul de a oferi bani a fost ok, în schimb că, nu știu să zic. Ce i-a cumpărat micuțul? Mi-a cumpărat de toate, efectiv de toate mi-a adus. Mai exact dulciuri? Dulciuri, iaurturi, salam, pateuri, de toate, numai că copilașul nu vrea să mănânce cu boala asta, nu vrea să mănânce. Am început câte un pic, câte un pic, nu mult, și mănâncă încetuț. La copil? A meu e Filip Maria Ana.
Tot. Și celălalt copil, ce vârstă are? La mare are 17 ani, face în iunie și în mijlociu face 15. 3.